Feceza la 1 a strălucit în a cincea etapă a Ligii a 3. -a. Gruparea antrenată de Vasile Jul a pierdut cu scorul de 3 la 1 disputa cu Nina Jucu și astfel ratează șansa de a accede pe locul al doilea în clasament. În fața propriilor suporteri, jucătorii antrenați de Daniel Sima au deschis repede scorul astfel că în minutul 12, Vasile Poprea cu capul în trimisă de Radu Danciu și deschide scorul la Jucu. Zăluanii nici nu reușesc să se acomodeze bine cu noul scor de pe tabelă că echipa din Jucu mai marchează dată. În minutul 17, Radu Danciu învinge pe Cristian Man și duce scorul la 2 la 0. Portarul Cristian Man după ce apără minutul 32 în penalti. În repriza a doua, gruparea lui Basile Jula se joacă cu ocazile însă nu reușește să le și fructifice. Abia în minutul 79, grație unui penalti, fotbaliștii conduși de Basile Jula reușesc să schimbe tabela de joc. Radu Danciu comite un hands în care o arbitru îi acordă acestea cartonaș galben și arată punctul cu var. Cosmin Sabo transformă penaltiul și gruparea din Zalo marchează astfel golul onoarei. Ultimul gol al celor din Jucu a venit în minutul 90 pe contraatac, când Basile Pop scapă singur cu poarta goală și înscrie astfel unirea jocul FC Zalo terminându-se cu scorul de 3 la 1.